Nici 2014 nu va fi anul în care șoferii vor merge pe mai mulți kilometri de autostradă. Potrivit autorităților, în 2014 ar urma să fie deschis circulației doar 60 de kilometri de autostradă, aproape jumătate față de 2013, când au fost inaugurați puțin peste 100 de kilometri. Astfel, anul acesta au termen de finalizare doar lucrările la lotul 3 din Orăștie Sibiu și cele două loturi ale autostrăzii Nădlaga Arad. În schimb, în 2014 ar putea începe lucrările la peste 300 de kilometri de autostrăzi, potrivit anunțurilor făcute de autorități. Este vorba de Comarnic-Brașov, Sebeș-Turda și Craiova-Pitești. Premierul Victor Ponta promitea la începutul anului 2013 că data limită pentru finalizarea autostrăzii Comarnic-Brașov este anul 2016, în cazul nerespectării acestui termen, susținând că nu va mai candida la alegerile parlamentare. Dacă nu e gata până în 2016, nu mai candidez. Am un fix cu Comarnic-Brașov și cu Pitești-Craiova, spunea premierul. În 2014 sunt programate să înceapă deci lucrările la autostrada Craiova-Pitești. În luna mai anul trecut, CNADNR a selectat companiile care s-au înscris în dialogul competitiv pentru atribuirea, prin concesiune, a contractului de execuție a autostrăzii Craiova-Pitești. În urma preselecției au rămas 5 asocieri, din care va fi selectat câștigătorul contractului. Investiția este estimată la 1,5 miliarde de euro. CNADNR a anunțat că va purta discuții cu fiecare dintre competitori în parte, iar în urma acestora va fi selecționat câștigătorul lucrării, care va fi demarată în cursul anului 2014, după încheierea procedurilor de expropriere. Proiectele de autostrăzi considerate prioritare până în 2018 și prezentate de premierul Victor Ponta în urmă cu câteva luni, cuprind finalizarea, până în 2018, autostrăzi între Nădlac și Constanța, dar care nu va ajunge și pe ruta Sibiu-Pitești, așa cum era stabilit inițial, ci pe ruta Sibiu-Brașov-Ploiești. Tot pe lista proiectelor de autostrăzi care ar urma să fie gata până în 2018, se mai află și autostrăzile Calafat-Craiova-Pitești, Pitești-Râmnicu-Vâlcea, Alexandria-București, Ploiești-Ungheni, Piatra Neamț-Sebeș, Turda-Târgu Mureș.